Ce se întâmplă astăzi în sănătate este confirmarea că și în 2012 era deja prea târziu să modernizăm sistemul de sănătate. Dar pentru că se refuză cu obstinație trecerea la reorganizarea sistemului de sănătate cu un mix între sistemul de stat și sistemul privat, cu posibilitatea ca medicii să fie plătiți pe operație și nu pe salariul de bugetar. Deci, din cauza acestui refuz, deprecierea sistemului de sănătate va continua.